Mister, ne așteaptă un meci din nou contra unei echipe redutabile din Superliga. Echipa care în sezonul trecut a jucat în play-off și iată a fost la un pas, să spunem, foarte aproape de calificarea în grupele Europa Conference League. Și antrenată, nu-i așa, de fostul selecționer Miller Rădăi. Câteva cuvinte despre următoarea confruntare. Da, este, așa cum ai spus și tu, un meci, părerea mea, este cel mai greu meci de până acum și în contextul, să zicem așa, la tot ce s-a întâmplat. Nu vreau să dau detalii, dar lucrurile nu au fost ok din punct de vedere profesionist, dar este o situație dificilă și jucătorii sunt de înțeles. Craiova, pe undeva, mă gândesc că vor veni neapărat să câștige, tocmai prin prisma faptului că Rapidul s-a distanțat, CFR și FCSB-ul merg pe două fronturi cu Conference League și atunci pentru ei, să zicem, poate părea un avantaj, pentru că se gândesc doar la campionat. Posibil să joace cu echipa, poate, bine, lotul este foarte ok din toate punctele de vedere, și numeric și valoric, orice jucător intră este un jucător de calitate, dar am văzut că la ultimul meci au fost odihniți câțiva jucători, pe undeva normal, care au jucat în Conference League, probabil vor intra cu noi și ne așteptăm la o echipă cu o calitate ridicată. Dar ați văzut, mulți nu ne-au dat nicio șansă de la început. Cred eu că am făcut în multe meciuri părți bune de joc, ca să spun așa, pentru că am și suferit, trebuie să fim realiști. Trebuie să ne dea încredere și jocul și rezultatul, bineînțeles. Puteam obține 3 puncte, dar mai ales jocul trebuie să ne dea încredere, pentru că a fost, din punctul meu de vedere, un joc bun cu FCSB-ul. Vom vedea mâine, pentru că va trebui și oricum mă aștept la băieți ca atitudine să fie la nivel mare, dar la meciul ăsta chiar cred că trebuie să ne autodepășim. Spuneați că a fost într-adevăr o situație specială și vă respectăm dorința de manifestată de a nu mai dezvolta, dar atât vreau să vă mai întreb și cred că sunt la sentimentul tuturor suporterilor. În ce măsură o astfel de situație într-adevăr specială poate să ne fie în continuare favorabilă sau mai puțin favorabilă prin prisma? Situația asta nu are cum să fie favorabilă, nu există. Nu, toată lumea are de pierdut, trebuie să fim realiști. A, că... Pot fi băieții motivați în plus pentru rezultat? Nu există, știi cum e. Acum am văzut și la niște emisiuni, se punea întrebarea dacă băieții ăștia joacă de maniera asta neplătiți, cum ar fi dacă ar fi plătiți. Nu, ei au dat totul indiferent. Dacă au dat-o pe burta goală, înseamnă că vor da și în momentul în care lucrurile sunt ok. Dar poate apărea și reversul, adică nu înseamnă că dacă vor primi ceea ce merită și își doresc și Doamne ferește apare un rezultat negativ, înseamnă că nu au vrut să joace. În fotbal sunt astfel de oameni care spun că probabil fotbaliștii acum plătiți la zi, gata să devină, știu, superficiali. Nu, într-adevăr, situația este grea din punct de vedere mental, pentru că și ei se gândesc că tocmai am spus-o și după conferință, la conferința după meciul cu FCSB, se gândesc mulți jucători să plece, în sensul că este perioada de maniera asta. Nu că și-ar dori, ar vrea să rămână, dar în situația în care ei văd că știu, este clubul la momentul ăsta, au această incertitudine și normal că mentalul lucrează foarte mult. Dar, repet, au fost ceva probleme zilele astea, însă lucrurile sunt destul de pozitive în ceea ce privește ziua de azi.